Bună dragilor, bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, eu sunt Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie, având o foarte mare slăbiciune către latura Middle lister. Dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes, v-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe implicit clopoțelul pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Toată treaba aceasta este total gratuită, de asemenea like-urile, comentariile și, nu în ultimul rând, vizualizările. Bun, eu acum când filmez este luni, da, luni pentru că Săptămâna aceasta, joi, este și aniversarea juniorului meu, va împlini 5 anișori și în afară de aniversarea sa, na, vă dați seama, um, pregătiri, drumuri și așa mai departe. Da? Deci am o săptămână un pic mai full decât de obicei și tocmai de aceea am zis hai să filmez acum, vedem când editez și când va apărea acest videoclip și da, scurt pe doi. Cam asta este istoria. Astăzi, luni, eu port casa al Haramain, ca să mă exprim așa, din cap până în picioare. În sensul că mi-am aplicat pe lungimea părului, dar și pe piele, uleiul parfumat Oiuni, care da, da, deci, este bibilou. <laughs> Ambalajul, da, este bibilou. Bibilow de-a dreptul. Um, când voi termina această sticluță, nu, cu siguranță nu voi arunca. Da? nu voi arunca acest ambalaj. Și ce fac eu aici? Da, nu îl înșurubam cum trebuie. Cum miroase o iunie? Dacă nu-l aveți, sau dacă nu l-ați testat. Pentru mine, strict pentru mine și pentru nasul meu, și pentru filmele din capul meu, între ghilimele, o este pur și simplu um, acel tutun de narghile. Da? Eu, și nu, o să sună ciudat, dar nu instig pe nimeni, nu faceți ceea ce fac eu. Eu sunt mare iubitoare de narghilea, ador să fumez narghilea, da? de aceea această voce mirifică și um, narghileaua, scuze, pauză din motive de curier. Bun, nu știu unde rămăsesem, însă, um, pentru mine, o iunie este acel tutun de narghilea, da? În momentul în care îți face o narghilea, tutunul acela este, cum să spun eu, vine însiropat, dacă are sens, da? frunzele acelea de tutun sunt tăiate, tocate, mărunțite și însiropate. Pentru mine cam așa miroase o iunie, da? Acum, dacă nu sunteți în zona aromelor cu și despre tutun, nu știu, nu este ceva de speriat pentru că aici avem foarte, foarte multe fructe, dar singurul fruct pe care eu pot pune degetul cu siguranță este un ananas copt. Da? Și nu știu, datorită notei acestea de ananas, eu am senzația că o iunii funcționează foarte, foarte bine pe vreme caldă. Și ce i-am adăugat? I-am adăugat la Venture Farm, da, acela de de Creed Aventus For Her, unde da, știți că și aici, hai că iar încep cu da, da, oh. și aici avem uh, acea atingere de ananas, da? Uh, ceea ce port eu astăzi, luni, sunt aceste două parfumuri, unul de tip ulei și unul normal. Lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii ce parfum purtați dumneavoastră în momentul în care veți vedea acest videoclip. Și din nou, dacă aveți o uni, că știu că multă lume este exact invers, ca să mă exprim așa, în sensul că îl percepe extrem de dulce fructat. Eu culeg mai mult acel tutun dulce de vară, dacă are sens, datorită notei de ananas, exact cum v-am spus. Bun. Ce am pregătit pentru astăzi ca la școală? Avem uh, patru parfumuri ale casei Lafid. Lafid fiind acea subdiviziune a casei uh, Hadlaj, era să spun Afnan, doamne, iertă-mă. Uh, Lafid fiind acea subdiviziune a casei Hadlaj. Um, Lafid a apărut în lumina reflectoarelor, dacă doriți, prin uh, acel parfum Intoxicate, inspirație pentru Killian Angels Share. O inspirație, nu știu, nu neapărat extrem de apropiată, cât una care mie personal îmi place foarte foarte mult. Da? O aromă în sine, luat ca parfum de sine stătător, e una ador, intoxicate la fid. Și parfumurile despre care vom vorbi astăzi, pentru că uh, draga mea, Oana de pe Frek Family, te pup minune, um, Oana mi-a spus, hai, fă un videoclip, vorbește despre ele și între timp am mai adăugat încă două, sau mai precis, încă o colecție. Vorbim despre prima colecție, ce anume colecția Cristalia și avem Imperio, zic bine, nu, Primaso și Imperio. Da? Hai să începem cu Cristalia Primaso, care vine în această prezentare. Aici avem și logo-ul Lafid. Aici avem uh, ingrediente, chestii, treburi, socoteli. Beci Unde este beciul? Aici. Uh, 2024, da? Lansare nouă. Și parfumetele este aici și e. O frumusețe, da, vedeți bine dentul. <laughs> o frumusețe de parfum. Um, genul acela de parfum care m-a cucerit, ca să spun așa, de la primul nas. Aceasta este sticluța. Da, avem uh, sticluța la Jennifer Lopez, adică fund dublu. <laughs> este foarte, foarte grea. Uh, capacul pare inițial de sticlă, însă este, era să-l și scap, plastic. Da? Dar, nu știu mie una personal îmi place foarte, foarte, foarte mult. Foarte mult. La fiecare parfum în parte o să vă inserez notele pe undeva pe aici. Și Cristalia Primaso l-am văzut prima dată. Da, uitați, probă de atomizor. Da? Superb, superb. Deci nu ai ce să-i Cristalia, uh, prima l am văzut prima dată pe Freak Family la Oana. Și zic, mm, mă roșu, hai că parcă nu prea sunt eu cu merele, cu toate că anul ăsta pot să spun că am învățat propoziția Ana are mere, pentru că da, se pare că la mine a fost anul, nu anul, vara parfumurilor cu și despre măr. Dar, Cristalia Primaso este acel uh, parfum fructat, Uh, suculent gările aș putea spune jucăuși De la bun început uh, Că știu că multă lume spune uh, Ok, îl iau sau nu îl iau Fără să-l testez Ceea ce eu nu recomand Să cumpărați full size Fără să testați da? uh, Chiar dacă el vine undeva la 100 de lei Dacă nu mă înșel Dar Dacă este Uh, un safe blind buy sau nu? Dacă sunteți, doamne și domnișoare, pentru că este un parfum 100% feminin, în opinia mea, um, ce iubiți ADN-ul lui Kayali Eden Juicy Apple, uh, iubiți și inspirațiile acelui parfum, da, Cristalia Primaso este 100% safe blind buy, Da, nu dați greși. Nu are absolut nimic, nimic middle eastern, factorul middle eastern este complet nul, inexistent, complet zero, da? Nu există absolut nimic în acest parfum care să vă ducă cu gândul către parfumurile arabești sau izul acela arabesc. Nu, sunt nicio formă. Deschiderea acestui parfum, exact cum vă spuneam, de fapt cum am început să vă spun, este o deschidere fresh. Uh, însă, pe măsură ce se dezvoltă, se resimte, sau eu cel puțin, resimt foarte, foarte bine un duo compus din măr și licii. Um, este fiind de tot tropical, iar mărul acela, când spun măr, nu știu, încercați să vă imaginați mai degrabă un suc de mere, pentru că are un acel ceva, acest parfum, care mă face să mă duc cu gândul. Exact cum v-am spus, către un suc de mere. Are o parte răcoritoare dacă are sens, dar fiind de tot efervescentă totodată. Iar atingerea aceea, liciul acela, este fix cât trebuie, da? Fix cât trebuie pentru a face din Cristalia Primaso acel parfum de zi cu zi pentru vară, chiar și primăvara l-aș purta eu personal. Știu că um, atunci când l-am comandat, bine, după ce l-am comandat, am studiat mai bine notele, că da, eu mai fac și de astea, um, am citit pe undeva pe acolo trandafir. Eu, una, personal, nu prea presimt acel trandafir, nu pot vizualiza acel trandafir nobil sau acel trandafir de dulceață sau așa mai departe. Nu. Este o atingere de trandafir moscată, da? Pe undeva pe acolo, mă duce cu gândul. Nu este trandafirul acela pur sânge, ca să mă exprim așa. Pe măsură ce se dezvoltă, pentru că da, l-am purtat, l-am purtat, pe măsură ce se dezvoltă acest parfum, își face apariția, dacă doriți, un paciuli, izul acela de paciuli fiind de tot pământiu, da? către zona aceea Mă duce cu gândul, ceea ce, cum să spun eu, echilibrează situația, dacă doriți, nu lasă um, ca acest parfum să pice în latura aceea de, nu știu, parfum juvenil, uh, parfum de copii și așa mai departe. Este dulce, este fructat, este răcoritor, are și acel subton, fiind de tot tropical, datorită notei de e eu una cel puțin așa fac asocierea, da, în ceea ce privește cristalia primaso. Uh, dar are uh, către dry down are și acea profunzime. Dar exact cum v-am spus, factorul Middle Eastern complet zero uh, ca performanțe, în ciuda căldurii de afară și în ciuda faptului că, nici nu mai știu, cred că aproximativ de două săptămâni Um, l am uh, pe Cristalia Primaso, dar și pe Cristalia Imperio, frățiorul, suriorul său. Um, nu a avut timpul necesar de macerare, pentru că eu am tot abuzat de el, dar uh, cu toate acestea, cu toate acestea și ținând cont de căldura și de umiditatea de afară, um, a stat pe mine undeva la 5-6 ore și culmea proiectează ca un nebun da? undeva la două ore. Ceea ce pentru mine înseamnă enorm, ținând cont de faptul că totuși vorbim de un parfum Middle Eastern, un parfum arabesc și aceste parfumuri sunt oarecum mai speciale în sensul că necesită acea perioadă de macerare. Către ce m-a dus cu gândul acest cristal i-a în afară de zona lui Kayali Eden Juicy Apple, către Malica Red, parfumul ulei, Alcasi Hadlaj este o asemănare extrem, extrem de uh, zdrobitoare ca să fiu dramatică. Da, mă grăbeam să-l miros. V-am vorbit despre acest uh, ulei. El face parte din um, pachetul de PR trimis de către cei de la Hadlaj. Și da, este cum să spun eu, Cristalia Primaso, dacă aveți Malica Red și totuși v-ați dori ceva sub formă de spray, da? parfum normal, cu siguranță Cristalia Primasu este ceea ce trebuie. Malica Red este, bine, automat fiind și parfumul ulei, fiind esență până la urma urmei, normal că este mai concentrat, dar este fix același, același ADN, doar că în Malica Red personal, Nota de lici am senzația că este un pic mai in your face, da, un pic mai puternică, însă ambele îmi par cu siguranță același, același ADN. Următorul, hai că am vorbit 15 minute, trebuie să vorbesc mai pe scurt să nu mai facem clipuri lungi. Următorul din aceeași gamă, din aceeași colecție și anume Cristalia este Imperio frățiorul suriorul cel verde. De imperio, dacă nu mă înșel eu și dacă mă vezi și dacă spun prostii, te rog din suflet să mă ierți, dar eu am senzația că Rada de pe freck Family a dat startul către acest parfum, nu vreau să vorbesc, sper să nu vorbesc prostii, da? Este aceeași, aceeași sticluță, ambele vin în același format, tot cu funda la j low, tot cu căpăcel de plastic, doar că, și eu l-am pus invers, Cristalia Primaso are auriu la căpăcel și acesta e pus invers. Iar Cristalia Imperio vine cu treaba aceasta pe negru. Bun. Cristalia Imperio ar merita un top 3, dacă vreți, într-o selecție și da, urmează să fac și clipul acela, însă uh, oricum trebuie să mă hotărăsc ce voi filma înainte, deoarece, bine, oricum când ne vom apropia de data aceea voi mai face, voi anunța încă o dată, de pe 1 august, cred că undeva în jur de două săptămâni voi fi în concediu și automat nu voi filma, da? O să ne luăm o mică vacanță, exact cum am procedat și anul trecut. Dar revenind la Cristalia Imperio, vă spuneam că dacă ar fi să fac o selecție uh, cu parfumuri gurmande pentru vară, cu siguranță acesta ar fi undeva top 3. Da? Ar fi undeva top 3. Nu știu, ca aromă, ca și ADN olfactiv, nu seamănă același atomizor. Doamne Dumnezeule! Nu seamănă cu absolut nimic din uh, ceea ce am sau am testat până în momentul de față. Este acel măr verde aromatic în deschidere și este acel parfum care uh, îmi face un film. Da? Ce film? Nu știu câți dintre dumneavoastră, câte dintre dumneavoastră, pentru că um, acest parfum Cristalia Imperio din nou, din punctul meu de vedere, este 100% feminin și nu știu câte dintre dumneavoastră, doamnelor și domnișoarelor, um, ați copilărit sau aveați bunici sau rude la țară și dacă vă aduceți aminte că se făceau acele bâlciuri, da? Ei bine! Cristalia Imperio este genul de aromă ce mă duce cu gândul către. Vorbim, da, din deschidere până în dry down final. Este ca și cum te trezești dimineața și din nou, paranteză, va mai este un alt videoclip că eu, de exemplu, pe timpul verii, fructele le țin în frigider, că na, le prefer reci. Este ca și cum te trezi dimineața, mergi către frigider, iei un măr verde, da? muști din el, mănânci jumătate din el, fugi repede, îți faci un duș cu un gel de duș cu aromă de măr verde, în continuare mergi pe um, linia aceasta, pe izul acesta de măr verde, îți iei o gumă huba-buba cu aromă de măr, te dichisești puțin, da, cum spun eu, și mergi către bălci când spun huba buba cu aromă de măr, suntem deja în notele de mijloc, da? Prinde acel iz de huba buba cu aromă de măr, da? E izul acela de bubblegum, însă bubblegum cu mere. Iar în momentul în care ajungi la bălci, îți cumperi clasicul și celebrul și eternul măr glazurat, da? Acela fiind dry down-ul final. Și dacă spun măr glazurat, măr caramelizat mai degrabă, pentru că da, treaba asta, caramelul de aici nu este copleșitor, bine, cel puțin pentru mine și pentru gusturile mele. Dacă sunteți genul de doamne și domnișoare strict în zona parfumurilor, fresh, citrice, fresh, marin și așa mai departe, s-ar putea să vi se pară un pic prea mult. Pentru mine, caramelul de aici nu este sub nicio formă, nimic prea mult, nimic exagerat. Și chiar dacă eu spun că în momentul în care se ajunge la dry down-ul final, la uscarea finală, este izul acela de măr caramelizat, nu mergeți cu gândul către Casablanca de la Suiserebie, da, este exact cum v-am spus un gurmand de vară, însă, din nou, nu vă gândiți că este gurmandul acela copleșitor, adică dacă veți purta cristalia Imperio, nu e ca și cum ați mirosi precum un măr glazurat pe două picioare, ca să mă exprim așa. De ce spun asta? Deoarece aici există o iasomie, nu este indolică, însă se resimte. Eu în acel puțin o resimt foarte, foarte bine. Iar Iasomia adăugată în acest parfum echilibrează situația, dacă doriți, da? Nu te lasă în zona aceea de izalimentat și așa mai departe, ci te menține pe linia unui parfum. Și da, ca și performanțe, este aceeași treabă, aceeași poveste, precum frățiorul, suriorul, Cristalia Imperio. Și da, și el este... Uh, și către el am întins mâna destul, destul de mult, din nou, altă treabă super, super faină, uh, eu am prins obiceiul acesta, de exemplu, uh, gama Cristalia, da, fix această, hai să dau exemplu această gamă. Dacă sunt două parfumuri din această gamă, cum este cazul de față, uh, încercați să faceți layering între ele. Am făcut treaba asta și da, în afară de parfumuri superbe, ca parfum de sine stătător, da combinate împreună din nou, nu știu, sunt ambele parfumuri, cum să spun, nu sunt parfumurile acelea cu, um, elegante, sofisticate, fiind de tot rigide, nu, sunt acele parfumuri vesele, sunt acele parfumuri fructate, sunt acele parfumuri de vară, de zi cu zi, uh, nu știu dacă am spus, dar dacă am spus mă repet și îmi cer scuze, Uh, și cristalia imperio, la fel precum cristalia primaso, factor middle în zero, inexistent, nu există miros de parfum bez nu există iz, nu există absolut nimic de genul. Dar da, nu știu, pentru mine una au fost uh, două blinduri extrem, extrem de reușite. Chiar dacă la Cristalia Primaso, tot de la Casa La Feed, am și Aura Kiss of Love, dacă nu mă înșel eu, um, mi se pare ok acesta. Cum să spun eu? Dacă ai Aura Kiss of Love de la uh, Lafid și te bate gândul că, nu știu, cristalia Primaso ar fi aceeași mărie cu altă pălărie, nu. Da? Nu este unul și același parfum. Au similitudini, însă, Cristalia Primaso față de Aura Kiss of Love este mai fresh dacă doriți. Mărul nu este la fel de dulce, gurmand, prăjituros precum în Aura Kiss of Da? Este mult mai, cum să spun eu, mult mai versatil dacă vreți, da? mult mai ok de purta la 40 plus de grade. Bun, m-am încins foarte tare ca de obicei pentru că da, știți, filmez baricadată. Beau un pic de apă, cu scuzele de rigoare. Și continuăm cu altă colecție a casei, la FID. Și vom vorbi aici despre colecția Opera. Și da, mă chinui să le așez prezentabil. Vorbim despre Rose Lor și Noir Lor. Da? Din nou, două parfumuri de tipul frățiori-suriori. Dacă um, colecția Cristalia este acea colecție pentru, nu știu, fete jucăușe, fete... Este o colecție, dacă vreți să fac o analogie, ceva ce te poate duce cu gândul către casa Escada. da, Parfumuri fructate, parfumuri vesele de vară și așa mai departe. Ei bine, colecția Opera este cu totul altceva. Da? Haideți să vedem și cum se prezintă ele. ele. Sper că nu fac vreo prostie. Da? Așa se deschide și avem aici sticlonțul. Sticlonț foarte clesi, în opinia mea. Treaba aceasta albă, sticluța în sine, este genul acela de... Dacă aveți taskin caramel, cascade sau taskin prima variantă, acela cu piersici, da? fix genul acela de ambalaj este. V-am mai zis, eu mă duce cu gândul către radiera din școala generală, da? către guma de șters. Așa arată sticluța. Capacul de data aceasta este unul din metal și unul destul de greu. Și Exact cum am început să vă spun, dacă personal aș încadra colecția Cristalia către ceva din zona Escada, de data aceasta colecția Opera, nu știu, este o colecție ce aș duce-o mai degrabă către parfumurile sofisticate, către parfumurile elegante, poate chiar parfumuri semnătură. Dar hai să vedem cum miroase! Opera Rose lor. Da, același atomizor. Bun. Bun. Sinceră, sinceră să fiu, aceste uh, parfumuri colecția Opera au fost blind, de fapt, cam ca 80% din tot ceea ce am și Opera Rose lor, inițial, la primul puf, la prima pulverizare, nu mi-a spus absolut nimic. Da? Absolut nimic. E drept. Am făcut ceva ce eu normal sfătuiesc pe toată lumea să nu facă, în sensul că atunci când am primit coletul, când mi-a venit comanda și am deschis parfumurile, sticla era caldă. Da? Am pulverizat și. Blanc, nu era nimic, nu mirosea nimic. A doua zi, da, am lăsat parfumurile calme, liniștite și așa mai departe. A doua zi am pulverizat din nou. Și uh, roselor nu este genul acela de ADN, nu știu, personal nu mă duce cu gândul către absolut nimic. da Dacă cristalia... Uh, Imperiu, nu, Primaso, că mereu le confund, nu mă întrebați de ce. Dacă Cristalia Primaso este din start un parfum ce mă duce cu gândul către zona Cayali Eden Juicy Apple, la fit Rose lor nu. Nu mă duce cu gândul către nimic din ceea ce am testat sau am până în momentul de față, însă totodată, din nou, vorbim aici despre un parfum fără iz arabesc, da? factorul Middle Eastern din acest parfum este inexistent. Nu miroase a nimic arabesc. Este genul de aromă floral fructată, dacă doriți, cu o fină atingere bombonicioasă, aș spune eu. Și da, pentru că nu e blotter cum e pielea, de aceea am făcut treaba aceasta. Da, are o fină atingere bombonicioasă în sensul că zmeura și licii de aici se resimt foarte, foarte bine. Adică eu le pot resimți foarte clar de la, de la prima pulverizare, însă dacă la prima pulverizare ai senzația că ai fructul în sine, da, fructul crud, normal, nepreparat, nu i s-a întâmplat nimic, ai o zmeură și un lici în fața ochilor, pe măsură ce uh, parfumul se dezvoltă, doul acesta fructat și anume zmeură și licii capătă un subton fiind de tot bombonicios. Este ceva ce te duce mai, adică mă duce pe mine uh, cu gândul mai degrabă către niște bombonele de zmeură și licii, însă din nou, când spun bombonele, nu este nimic copleșitor. Nu, categoric nu, nu există nimic copleșitor. În acest parfum și um, acum o să vă surprind puțin, deoarece dacă mă cunoașteți, adică dacă sunteți aici de ceva timp, știți că eu nu prea sunt uh, iubitoare de trandafiri în parfumuri. Însă, um, rose-lor abundă, abundă de trandafiri, însă ori datorită sticlei, ori nu știu ce, am senzația că Aici vorbim despre trandafiri albi. Da? Mă duce cu gândul către un buchet de trandafiri albi, însă din acel buchet 80% din ei sunt boboci. Da? Nu au apucat să înflorească complet. Este floral fructat fiind de tot răcoritor, dacă are sens. Și, pe măsură ce se dezvoltă, către dry-down-ul final, prinde un pic de adâncime, de profunzime, din nou, datorită unui iz de paciuli. Din nou, habar n-am notele, asta este tot ceea ce resimt eu din acest parfum. Însă, paciu, paci, nota de paciuli din bază este acel paciuli de tip pământiu. Dar, dar, per ansamblu, per total, dacă este sau nu un safe blind buy, dacă iubiți um, parfumurile floral fructate, dacă sunteți iubitoare de acest trio uh, trandafir, zmeură, licii, da? uh, cu siguranță este genul de parfum safe blind buy. Adică cu siguranță nu veți putea da greș cu el. Nu este nimic opleșitor, are un sofisticat, din nou, nu miroase a absolut nimic arabesc. Nu este nimic care să te ducă cu zona, să te ducă cu zona, să te ducă în zona unui parfum Middle Eastern. Absolut nimic, categoric nimic. Din contră, are o eleganță, are o feminitate aparte, are acel ceva și iar mă repet, nu știu dacă este datorită sticlei, însă mă duce cu gândul către acel parfum de mireasă. Da? Are ceva ce uh, mă duce în zona aceea. Este feminin, nu este sufocant, uh, dar este prezent, da, nu este trecător. Ca și uh, performanțe din nou, nu a avut acel timp de macerare, eu tot am întins mâna către el undeva de data aceasta la 5 ore cu un siaj de o oră și jumătate, undeva pe acolo. Dar foarte, foarte fain și din nou, asta vine din partea unei tipe, dacă vreți, ce nu se împacă cu nota de trandafir în parfumuri. Dar v-am zis, trandafirul de aici este unul de tip alb. Nu mai știu cu cine am vorbit pe Instagram, dacă nu mă șel, Parcă pe Insta, din nou, dacă mă vezi, te rog din suflet, iartă-mă. Dar știi că sunt zăpăucă <laughs> și m-a întrebat dacă resimt similitudini cu zona ADN-ului Delina. Exclus. Deci nu are nici cea mai mică legătură nici cu Delina, nici cu vreunul din flâncărele sale. Nu, categoric nu. Nu face parte din armata de clone sau parfumuri inspirate de ADN-ul de linii. Dar, exact, exact cum v-am spus, nu îl pot asemăna cu absolut nimic din ceea ce am până în momentul de față. Dar foarte fain, foarte, foarte fain. Și preferatul meu, da, este lor, nu lor, noir lor, da? Din gama opera, eu pe acesta îl prefer. Parfumul acesta e genul acela de parfum ce intră în categoria vai de viața mea și de zilele mele. Da, ele împreună cam așa arată foarte fain, dacă m-ați întrebat pe mine. Știu, pentru multe dintre dumneavoastră sau mulți că acesta l-aș încadra oarecum în categoria unisex, s-ar putea să fie mult prea mult hauriu, dar uh, nu, a mi-mi piace mi place, mi piace. Și din nou, dacă le-am uh, alăturat, um, pare a fi genul de colecție, dacă doriți, cu parfum de zi și parfum de seară. Da? Pentru că rose lor, da, mereu mă uit, rose lor este acel parfum, uh, nu știu, pentru mine țipă, strigă a zi, a parfum de de zi cu zi, chiar și parfum semnătură. Dacă sunteți în zona parfumurilor floral-fructate, înclinate, ba nu, floral-fructat, vreau să spun înclinat către latura florală, dar nu, e ok. Floral-fructat este uh, categoria cea mai potrivită. Și avem frățiorul mai negru, și anume noir lor. Noir lor, categoric, și dau decât două pufuri. Doamne, Dumnezeule, Doamne, Dumnezeule, Doamne, Doamne, uh, Loar nor nu este acel safe blind buy. Categoric nu, în afară, oh, în afară de treaba aceasta nu este, cum să spun eu, nu este genul acela de parfum ușor de plăcut, nu, categoric nu, este gotic, este dark, este misterios, este sexy, este senzual, este aroma aceea de fem fatal. Da? V-am făcut eu un videoclip la un moment dat, oricum o să reiau acea serie deoarece na, timpul trece, parfumurile tot apar și aș mai avea câte ceva de adăugat. Dar da, opera noir lor este acel parfum pentru o fem fatal, este acel parfum pentru uh, little black dress, da, micuța, micuța, pentru rochia aceea neagră, pentru tocuri, pentru stiletto, pentru ruj roșu, pentru Se deschide dulce pudrat. Este ceva acolo, pudratul acela mă duce cu gândul Mă duce cu gândul către izul de pudră de make-up, însă este foarte, foarte fin. Este pudrat, dar treaba aceasta, conexiunea aceasta, analogia aceasta cu pudra de make-up este într-o doză foarte mică, da? dacă vreți. Chiar dacă, chiar dacă eu spun că este dulce și pudrat, în continuare, în opinia mea, este genul de aromă total, total unisex. Am văzut câteva tiktok dacă nu mă înșel, în care uh, creatorii de conținut de acolo, cei din afară, spuneau că acest parfum ar fi o inspirație pentru un parfum al casei lui Vito și nu mai știu care, dar o să vă inserez pe undeva pe aici, matier, nu știu, vi-l pe undeva pe aici. Habar n-am cum miroase acela, nu l-am testat momentan, însă, dacă ar fi să mă ducă cu gândul către un alt parfum, m-ar duce un 70% către Carus, un parfum din colecția Carus a casei Hadlaj, din nou și pe acela, Vilin se pe undeva pe aici. Și acela, îl mega ador, îl mega iubesc, am două sticle pentru că știți obsesia mea că se întâmplă ceva și eu rămân fără parfum dar cum să spun, fix 70%. Dacă aveți acel parfum al casei Hadlaj, gândiți-vă că noirul lor este varianta mai dulce, mai densă, mai fructată, dacă are sens, parcă, da, parcă mai fructată. Cu toate acestea, în deschidere, are o tentă apoasă. O să râdeți, da? Deci pe cât de negru e ambalajul și pe cât de uh, dark și misterios este el ca parfum, la prima pulverizare, timp de 2-3 minute, este ceva apos în el. Este cum să spun eu? O smeură pe undeva pe acolo, apoasă. Ceva fructe roșii, apoase, iar pe măsură ce se dezvoltă, apare treaba aceea dulce pudrată, apare un buchet de flori imens. Și dacă ar fi să pun degetul pe o floare care iese mai mult în evidență, aceea ar fi un trandafir roșu, roșu burgundi chiar, da? genul acela de trandafir nobil, catifelat. Și, din nou, știți că nu-mi plac trandafirii, însă. Trandafirul de aici este acela gotic, cum îl clasez eu, da? Genul acela de trandafir, care mie una personal îmi place, da? Acela da, merge. Și către um, dry-down-ul final devine cald, da? Atenție, nu este acel parfum de zi cu zi pentru caniculă, sub nicio formă. Uh, devine cald, devine fiind de tot picant. Fiind de tot spicy, fiind de tot condimentat, și are și un acord de ud. Dar nu știu, din nou, dacă de aici, acordul de ud de aici este combinat cu ceva uh, paciulii de tip ciocolată, da? pentru că este genul acela, uh, rezultatul final, dacă doriți, e genul acela de ud dulce. Da? Și udul cum nu are cum să fie strict dulce decât în anumite combinații, pe mine cel puțin mă duce cu gândul către acel paciuli de tip ciocolată. Da? Foarte, foarte fain. Foarte fain. Ca și performanțe, bine, vorbim de două ADN-uri total, total diferite. Aici avem acel ADN floral, fructat, fiind de tot fresh, pe când aici avem acel ADN dark, gotic, da, și așa mai departe. Um, acesta este mult mai performant față de frățiorul său mai alb. Da? Uh, undeva la 6 ore, da? și vorbim de 6 ore fără macerare, fără absolut nimic, Un si aș puternic în primele două ore, da? fără ca acesta să stea nici măcar, da? nu a stat, pentru că l-am tot pulverizat. Și chiar dacă vin și vă spun că pentru o zi caniculară de vară este mult prea mult, um, pentru serile de vară, mai ales undeva în aer liber, din punctul meu de vedere și din nou, strict pentru gusturile mele, pentru că a mai fost un comentariu sau o discuție de genul că nu ai cum să porți Modest Dew de la Afnan pe timpul verii. Eu am o vorbă. Am cinci degete la mână și nu sunt toate la fel, așa și cu oamenii și cu gusturile oamenilor, da? Fiecare foarte ce vrea, când vrea, unde vrea și cât îi bucură sufletul, ținând cont de, nu știu, să nu deranjăm, să nu ucidem lumea din jur. Da? Eu, noar lor, că iar, bine, mai este și lor noar de la Hadlaj, da, care l-am și pe acela și probabil de asta mintea mea îngustă face confuzii între nume. Nor lor l-am purtat seara afară, e drept în aer liber, și nu a fost nicio problemă. Da? Dar, din nou, v-am spus, nu îl pot asemăna decât cu Carus Amber Gold. Hai că mi-am și amintit cu ocazia asta. Da? Cu altceva nu îl nu pot asemăna. Bun, atât pentru videoclipul de astăzi. Am zis că nu-l fac de 40 de minute, dar deja suntem în minutul 42. Nici deci că sunt comentator de fotbal, dar nu mai contează. Dacă ați rămas cu mine până la final, Vă mulțumesc din suflet din nou. Lăsați-mi și mie vă rog în secțiunea comentarii ce parfum purtați dumneavoastră atunci când veți vedea acest videoclip. Și lăsați-mi și mie părerea dumneavoastră. Dacă aveți gama cristalia sau bine, măcar unul din ele, vorba aceea, dacă aveți gamera gamera. Gama opera! Am combinat gama și opera și mi-a ieșit gamera. Uh, lăsați-mi și mie părerile dumneavoastră în legătură cu aceste parfumuri sau, nu știu, cu casa la feed, da, sub casei Hadlaj, sau lăsați-mi un punct, un emoticon sau așa mai departe. Și da, promit că în acest concediu, chiar dacă nu voi filma, poate o să fac, de fapt, cu siguranță, o să fac câteva shorturi, pentru că o să-mi iau ceva parfumuri, vreau să le pozez, vreau să le filmez și așa mai departe. Um, în acest concediu, dar mai e până atunci, o să răspund tuturor. n da, promit! Bun, vă mulțumesc din suflet, vă îmbrățișez cu mare, mare drag și până data viitoare vă doresc din suflet zile minunate și pline cu parfum. V-am pupat!